Guvernul a alocat mai mulți bani pentru vaccinarea anticovid. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a declarat că s-a adoptat o schemă de salarizare a medicilor de familie care vor munci suplimentar în această perioadă. Potrivit lui Vlad Voiculescu, doctorii care lucrează în afara programului vor fi remunerați cu 90 de lei pe oră. De asemenea, medicii de familie vor primi 30 de lei pentru fiecare pacient programat pentru vaccinare. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a declarat că medicii de familie sunt esențiali în această perioadă de vaccinare anticovid, iar munca pe care aceștia o vor presta suplimentar va fi remunerată. Medicii de familie vor fi de asemenea remunerați pentru această muncă suplimentară. Subliniez, e o muncă suplimentară, pentru că am văzut în spațiu public că s-a vorbit despre bonusuri. Nu e vorba despre niciun bonus, este vorba despre o plată suplimentară pentru o muncă suplimentară. Această plată despre care vorbesc va fi de 30 de lei pentru fiecare pacient, pentru acest serviciu, acolo unde medicul de familie îl programează pe pacient, acolo unde pacientul merge și se vaccinează. Remunerarea suplimentară a medicilor de familie este bazată după o schemă progresivă. Când se trece de 50% din acea listă, noi considerăm că acesta este un efort, este și ca rezultat al unui efort masiv de informare, efort preluat de medicul de familie, și atunci plata se face cu 50 de lei per pacient. Care este, repet, informat, programat, merge la vaccinare și monitorizat. Respectiv, peste 60% din lista persoanelor eligibile, vorbim despre 60 de lei. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu spune că medicii de familie au un rol foarte important în ceea ce privește numărul de cereri de vaccinare, astfel că le cere acestora să se implice maximum în informarea, programarea, dar și verificarea evoluției pacienților după administrarea vaccinului. Ne bazăm pe medicii de familie să informeze, dar mai mult decât atât, să programeze în platforma de programare pacienții pe care i-au pe listă, și mai mult decât atât, să se asigure că ei vin la vaccinare și că le stau la dispoziție și după vaccinare.